Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Construction Simulator pe Barbă Neagră! Și, fraților, avem aici, fii atent, niște oferte fix din luna asta, din luna mai, de la eneba.com. Avem mai departe, ia să vedem dacă putem să-i dăm aici, am văzut, de exemplu, prețuri foarte bune la Construction Simulator. Avem și la SnowRunner de asemenea. Dar la Construction Simulator avem la 23-33, undeva la 24, cam așa. Și Construction Simulator-ul e 30 și pe Steam. Deci avem o reducere substanțială, linkul este în descriere dacă vă interesează și pe voi jocul. Acum, fraților, aici noi suntem băgați pe un super mare proiect pe care vom lua foarte mulți bani. Avem foarte multe lucrușoare aduse, închiriate și proiectul ăsta l-am început cu Nico și cu Alin atunci când am făcut ultimul live cu Construction-ul. Avem betoniera care încarcă niște beton, mă rog, încărca odată niște beton și o să trebuiască să cumpărăm de aici niște lucrușoare, după care trebuie să construim silozul, ca să nu mă mai duc cu betoniera până la spațiul ăla de încărcare, o să-i dau direct de aici. Mi-a luat 21.000, fii atent, și acum lăsăm direct în spate. Alai, hai tata, bagă tare. Alai. Ia să vedem, mi se pare că funcționează și dacă ies eu de aici. Ar trebui să meargă foarte bine, nice. Și dacă vă întrebați, da, jucăm tot cu joystick-ul. Ăsta îmi permite mie să controlez tot ce ține de Construction Simulator. Și cred că mai am ceva utilaje de mapat la butoane, dar în mare parte sunt cam toate funcționale. Cam toate. A fost un picuț greoi acest man. Manul ăsta are un braț, dacă observați voi. Deci e capul ăla de gâscă care duce fix deasupra silozurilor ălora. Sunt multe controle, ok? Dar am reușit să-l fac. Deci putem să urcăm, să coborâm și de asemenea să extindem sau să retragem. Asta ar mai fi, bineînțeles, stânga, dreapta, toate cele. Și ce-mi place e că spre deosebire de taste ai un control mult, mult mai finuț. Acum să facem silozul, e destul de simpluț, așa mai la prima vedere, dacă vrei. Ia să vedem, se umple aici. Pare în regulă. Ia să mergem și în partea asta. Dar, băi, sunt multe stagii. Deci, într-adevăr, sunt foarte multe stagii de făcut și cred că mai sunt. Eu credeam că din metal un siloz, nici de cum, din beton tot silozul. Cred că aici este suficient. Practic, nu mai e verde, hai sus un pic. Bă, nu știu, se lasă la un moment dat brațul ăsta. Cu mai pe stânga. Alai, tatile. Oh, you have advanced in player level and have received a new skill point. Nice. Poor walls. Adică pereți săraci. Da, trebuie să turnăm în continuare de aici și brațul care este extraordinar de mare. Deci e o nesimțire utilajul ăsta, coițul meu. E ceva, uite-te și tu. Trebuie să mai punem și jos aparent acum. No, bine, da, bine. Ăsta tot bagă? Mamă, dacă t-intră aici, faci că t-intră acolo. Jesus. Bun, și ar trebui să vedem și pe aici, să vedem. Avem aici skill-urile și avem bucket capacity, bulk material capacity, asfalt aici, crane speed. Prea vreau crane speed, cam joystick-ul și mă ajută foarte mult chestia asta, fiind să mă interesează foarte... Hai, bulk material, poate ar fi o chestie. Avem 0 skill point-uri în momentul de față. Din câte am văzut, bă, nu prea schimbă așa radical jocul treaba asta cu skill point-urile. Deci nu e cum ai crede. Stai așa că vreau să-l retrag acum, dar totodată să-l pun în jos. Acum vine partea dificilă, că trebuie să ne încadrăm total diferit față de cum eram. Retractarea, după cum bine vedeți, se face cumva dubios, că e bă ăsta în Z, vezi? Și nu prea, adică se face ciudățel cumva, nu prea îl simt. Ia să vedem. Facem o retractare. Tot din joystick o fac și pe asta. Practic am pus retractarea să mișc joystick-ul stânga sau dreapta, așa, uite. Și acum retractez, fac dreapta, extind. Așa se întâmplă toată șmecheria. Și trebuie să umplem și pe partea și pe alta. Asta e un pic... nu dificil, dar îmi strică mie aici poziția. Deci băgăm... Aha, de acolo, ia.
Hai să băgăm o dată aici. Bă, sper să nu dau pe lângă. Hai să mișcăm un pic mai în față totuși. Nu știu dacă merge de la înălțimea asta. Ba da, merge, pentru că se aude. Cred că se umple. Nu văd până acolo, e prea departe. Gata, e cercul cu gri. O să vin. Oare scap dacă pun aici și să nu mai pun în stânga? Mamă, ar fi super tare chestia asta. Construction machine is empty. Nu mai am o betonieră. Mamă, încă 20 de micoițul meu. Maica mea. Mi-a o grămadă, dar și luăm bani. Deci de ce să mă cac pe mine? Și luăm bani, deci nu e chiar așa. Out, 20 de mii. Îmi place mult că funcționează fără inputul meu. Adică, da, dacă e. Man, fii atent că n-are butonul aprins. Dă-i cu butonelul. Ia, hai să dăm un space aici. Așa. Și acum... Should be working! Should be working! Ia să vedem cât este ceasul. Mai arată și mie un ceas pe aici? Arată și mie niciun ceas? What? Really? Bă, cât e ceasul asta mă interesează pe mine. E 9.50. Bun, să continuăm aici cu pereții săraci. A, fii atent că tot trebuie să punem și acolo. A, vezi de ce n-are ursul coadă? Trebuie să retractez în continuare. Băgăm o retractare, doar că durează mult asta. Hai, hai mane. Aha. Fii atent că aici e alt control. Trebuie să-l îndoi. Are acolo chestii și trebuie să-l îndoi de la jumătate. Uite așa, hați. Și o ridicăm de la bază. Ba, deci cu joystick e prea ușor. E prea ușor, vă spun. Nici măcar nu mai apeși pe buton. Oh, mi se mișcă toată mașina. Eu nu știu dacă trebuie să fac așa, dar sunt aproape sigur că nu. Construction machine is empty, păi eu o cred, dar dacă s-o tot a plecat. Dar de ce pleacă, mă, că nu înțeleg? Oh my god! Eu cred că asta a fost eroare, dude, adică n-are cum să mi-o dea așa. Adică nu prea are logică. Știi ce, o să o las acolo și mai bine mișc betoniera, că până retractez eu picioarele, adică e până aș perliană, știi? Ia, hai să băgăm cu asta. Și mutăm o leacă betoniera cu spatele. A, cred că așa. Trebuie să mă urc un pic pe trotuar, observ. Hai să o băgăm, ia. Maxim. Nu ia virajul cum vreau eu. Deși are viraj pe ambele axe frontale. Ia. Merge. Dacă merge, nu ne plângem. Bun, hai repede în ăsta până nu mai alunecă. Alai. Și acum, ia să vedem, avem o retractare. Jos. Alai, hai. Problemă cu ăsta de aici, de jos. Foarte, foarte mare problemă. Gata, hai că s-a umplut acolo cu betonul. Nu cred că mă pune să pun la toate colțurile. Bun, extind un pic în partea asta atunci. Gata, hai că nici n-a durat asta. Deliver construction machine, ceiling component, care dacă o fi accentul, nu știu. Băi, nu știu dacă mai trebuie să mai folosim ăsta. Mie mi-e cam frică că o să trebuiască să-l folosim. Știi ce? Îl voi extinde după aia. Avem hopper close. Ia să vedem. O să închid trapa din spate. Și avem resetare ca să-l luăm. Și de asemenea, drive mode-ul, să ridicăm picioarele. Ok. Vreau să-l mut un pic de aici, pentru că după aia, dacă vin cu materiale, o să fie destul de greuțel să ne mișcăm. Hai cu liberul, tati! Oho. Sunt închiriat de nuzale mele. We are good jandos. Nu vă faceți griji, nu plătim noi. Ai. 362.000, o iarguci. Eu așa am văzut pe construcții pe real, utilajele parcate pe trotuar, așa că urmez același lucru.
Bun, deci trebuie să... Eu spun că au luat băieții aici, nu cred că au luat ei. Hai să văd dacă e ceva în ăsta. Oța, nu-i nimic acolo. O să mișcăm și betoniera din loc. Asta trebuie să se învârtă mereu, pentru că altfel se solidifică betonul. O să eliberez un pic cu zona, nu prea pot să lucrez când sunt toate așa clai peste grămadă și mai probabil o să trebuiască să avem nevoie de excavator, deci clar, categoric, o să avem nevoie de spațiu, să întoarcem cu el pe acolo și toate cele. Ai post aici, a? Bun, 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 bun. Acum, hai să cumpărăm, deci avem astea, ia să vedem ce zice, ceiling component, ok, bine. Merem la magazinus. Perfectus, avem magazinul, mancoace o leacă, unul din astea, building materials dealer, fast travel, let's go! Deci ceiling component, câte mi erau, vreo două, dacă nu mă înșel? Cumpărăm câte ne zice, aici nu e ca farming simulator, să luăm în plus și să punem deoparte. Ar fi foarte fain ca după aia, după ce ne face și noi o flotă de vehicule și utilaje de construcții, să avem posibilitatea să punem și deoparte niște materiale, să investim în ele. Și când avem nevoie doar să venim gen la depozitul nostru, cum ar veni, să nu trebuiască să mai venim la magazin, știi? Unde e magazinul? Era acolo. Parca ce e la intrarea pe colț. Mă pune să merg atâta, mă? S-a închis? Mă, s-a închis, mă? Bă, nu cred așa ceva cu aia. Deschide la 10? Nu e, 12.23, ce n-ai, e pauză? Bă, ăștia-s nebun la cap. Nu ne trebuie vehicle, ne trebuie aceea. Backhoe loader, ăștia sunt cei doi. A, păi ia să dăm așa, păi dacă nu avem acolo o să dau enter direct de aici. Să facem și noi așa, mă, roleplay, scoleacă. Deci ne trebuie ceiling component, două bucăți, da? Bun. Aha. Ceiling component, ăsta de când am văzut un pic măricele. Deci ar trebui să avem undeva pe la dreapta pacilea. Palette of orientare, concrete pacii, ia să vedem. Aci, steel beam, scaffolding, wood beam, pallet vapor, ceiling component. Uite, Dumnezeule, ăsta, mă. Mi se pare că tot arată la fel. Pallet of concrete, pallet of concrete bass, ceiling, ceiling. O fi al nume similar, concrete beam, wood ceiling elements. Cred că ăsta e. Ceiling component. E fix ăsta, 2500. Ne trebuie două. Let's go! Avem checkout. Bă, dă-le aici. Da, ca să nu avem nici și le iau eu pur și simplu. Și aia a fost. Și astea sunt pe undeva prin spate. Probabilmente. Trebuie să mă uit să văd pe unde Dumnezeu mi le-a dat pe astea. Așa parcă am zis. Dar nu știu dacă iardul ăsta sau iardul gen construcții mele. Sormile fi dus în bază. Nu, 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 sunt aici, sunt aici. Oh, Frănescu. Să zic ce-o mai comanda, băiți, mai avem ceva pe aici. Nu știu dacă să le iau și pe celelalte. Bă, e posibil să ne trebuiască. Ia fi atent. E foarte, foarte posibil să ne trebuiască treaba asta. Dacă în ce mai începem să vedem ce mai trebuie să mai facem. Avem pur concrete. Așa, asta am făcut-o. Materials delivery. Deliver the construction ceiling component. Ok, prefabricated components placement. Ceiling element concrete. Ceiling element concrete. Ceiling component. Cred că e același drac. Trebuie doar să le punem. Da? Bun. Concrete is available at gravel plant. Ok, debriefing. Ah, ăsta este ultimul punct? Bă, ar fi mișto. Ar fi mișto de tot, ce să mai. Bun. Hai să-i punem direct aici pe mod. Mă glumești. Ar fi gorgeous. Hai, pe extindere maximă, te rog. De aici. Ăsta durează, de fiecare dată face așa. Durează foarte mult. Hai să-l extindem și pe lungime. Așa, partea mișto că e că se extinde, îți faci mai cărnatul ăsta, știi? Bun, hai să schimbăm și un pic camera. Așa, eu am și un pic de rot,
rotate. Deci avem stick, boom, up, main, boom, extend, retract, detach, rotate axis. Bă, asta cu rotate-ul. Aha, deci funcționează și și. Am un control care face două lucruri, știi, și nu nu e bine. Dar dacă apropii, ar trebui să-mi sară fix aici. Ala e. Nice! Bun, extindere maximă. Până vedem verde. E bun. Tragem înapoi. Deci trebuie să mut astea. Am un control care face două lucruri și e puțin anapoda. Asta ce este? Ceva macara de mașină de din astea. Nu keyboard, ci TA320 copilotul, asta este joystick-ul pe care îl folosesc. Și mai jos avem un loader, excavator, crane stationary. O fi asta, nu, asta e aia care... Mobile crane, cred că asta este. Ok, nu știu. Ia să vedem, avea concrete ramp-uri, concrete missile, asta am făcut-o, forklift, telehandler. Se zice că e ceva mai în față, dumper, pole finger crane, cred că ăsta este mai departe. Grabă, retract, rotate, crane, rotate, dar nu am alt rotate pe aici. Rotate hook, ăsta este hook-ul. Hook-ul mă interesează să fie gata, știu. Avem right pack, avem left-ul, pack, gata. Attach, detach, ăsta îl punem noi, space-ul, e suficient așa. Bun, ia să vedem acum, putem să, ia uite. Putem roti cum vrem noi, separat. Așa că, în momentul de față, pot să fiu extraordinar de exact. Retractez și pot să fac stânga-dreapta fără... Ia uite și de la perfecțiunea asta. Numai! Îi dăm un reset. Hai să schimbăm și modul spre driving. Și cu toate, putem să ne teleportăm direct pe industrial area. Îi dăm un fast travel. Îmi place mult treaba asta cu fast travel. Cred că costă. O să luăm foarte mulți bani, deci se merită. Îmi place foarte mult că îmi dă fast travel cu obiectele în remorcă. Asta este absolut genial. După cum bine știți, Farming Simulator nu suportă treaba asta și ar trebui că e foarte utilă. Deci dacă băgăm aici... O să las un pic de spațiu. Bă, așa cred eu că ar fi gen suficient. Suntem super bine. Ala e. Vă că remorca până nu-și pune picioarele stabilizatoare, remorca nu vrea sub nicio formă să se lanseze. Bun, deci avem stânga și rotire așa. Alai, mamă, ce ușor se controlează treaba asta. Și acum facem așa. Extindem. L-am luat. Sus. Alai și îl punem jos. Și acum cu noile controle adăugate. Nu, ce, că vreau să fac perfect. Alai. Ia uite și tu. Stai să-mi întoarcem, vreau să-mi întorc. Nice. Un pic la mine și jos, dreapta, aia. Să o luăm pe asta? Ceiling element, place ceiling components. Și să o pun sus? Păi poate utilajul meu? Am și excavator de asta întreb, pentru că, like, ia stai un pic să vedem dacă... Este sugerată o astfel de mașină. Material de livrit, prefabricate component placement. Păi se pare că ne arată o macara extraordinar de mare, dar oare nu merge cu un excavator? Placeți-l în componență? Ia stai să vedem. Deci avem ăsta.
Deci pe ăsta l-avem prefabricat-o. Dar nu arată să mai schimb și eu un picuț din, din băiatul ăsta. Deci mobile crane, băi, mișto ăla, mă. Ok, o să plec cu al meu de aici. Opa, nu. Plecăm cu el și ori iau altul, ori încercăm inițial cu excavator, pentru că deja îl am, este cumpărat al meu, nu mai dăm și noi banii pe o altă închiriere. Doamne, reușește să funcționeze cu ăsta. Hai să băgăm pe trotuarul celălalt. O să-l opresc aici. E foarte mișto că spune și un picuț minte la contribuție, știi? Bă, nu vreau aia, lasă-l aici. Ce-mi pare rău e că nu are treaba asta cu motor pornit, motor oprit, să punem și noi un, știu, o fârnă, o treabă, o piatră la roată, o drasea. Ia, hai să vedem, pentru că băiatul ăsta e destul de, ia uite. Eu cred că ajunge destul de sus cu brațul ăsta, vreau să testez un pic să văd dacă ajunge deasupra casei și mie îmi pare că ajunge. Acum, hai să și vedem. Interior e frumos. Ce a făcut aici? Ah. Eu n-am volanul, dar am pedalele și funcționează gorgeous, pentru că un astfel de utilaj, spre exemplu, dacă vă uitați jos, el are o manetă în stânga. Hai că da, dacă e. Și are și o manetă în dreapta. Cum mișc maneta eu, uite, se mișcă și maneta lui. Și nu are volan, și pentru că nu are volan, el merge decât stânga-dreapta. Practic are două pedale unde vedeți picioarele. Prima pedală din dreapta acționează șenila din dreapta și invers. Iar ca să meargă în față trebuie să apese pe ambele pedale, ca să meargă ambele șenile. Și fix asta am eu acum, am activat pedalele și... Trebuie să ne orientăm și noi. Uite, uite cum apasă cu ambele picioare, vedeți jos treaba aia. Dar, dacă, spre exemplu, fac dreapta... Stai să văd dacă pot, că eu nu cred că pot să fac eu dreapta... Da, eu nu pot, că nu le-am puse. A, deci trebuie să le schimbăm. Deci așa, stânga-dreapta. Da, deci eu nu am stânga-dreapta în momentul de față, am decât față și spate după pedale. Pentru că mi-am pus butoarele doar de volan. Bine, acum, Logitech-ul și avem excavator. Aici ar trebui să avem excavator simplu și atât. Avem dumper, wheel loader, excavator, rotate, pack, 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 open bucket. Credeam că ăsta este, dar pare nu este ăsta. Nu este excavatorul, control, extend, adjustable, extend, crane station, mobile crane, dozer. Ai fi jurat că ăsta este, să știi. Deci, dacă nu m-am cu fac stânga-dreapta. Deci, ăsta este un super mister. Putem să facem, fii atent, putem să facem cel mai bine, da, cel mai, e mai bine așa. Facem de la keyboard, nu de la volan, excavatorul, ai. Driving on tracks, ok, left track forward. Left track backwards, right track forward, deci A și Q, aha. Și left, right, Z și C. Ia să testăm așa. Da, merge, fii atent. Oș, dacă merg în față și iau așa, iau piciorul de pe stânga și fac stânga. Aha! Și acum, eu cum fac, e să merg o combinație. Apăs pe pedale, pentru în față și în spate, și apăs pe Z și Q, pe și C, pentru stânga-dreapta. Și așa putem să acționăm o singură șenilă și altă frânează. Suficient încât să ne poziționăm până aici. Bun, normal și normal ar fi trebuit să ne poziționăm cu fața, așa cred eu că ar fi ok, dar o să încerc. Să vedem cam cât de grele sunt slaburile astea, nu știu exact, vom vedea acum. Ia. Mă, plasat corect se pare că sunt. Nu știu sigur, dar e, vezi cum ajung eu în partea cealaltă, o să fie un pic problemuță. Deci vrea. Vreau să văd dacă vrea cu excavatorul și se pare că funcționează. A, vreau așa. Dar cablurile astea sunt cam întinse, Dumnezeului. Oh, merge! Merge, dar trebuie să o gândesc, stai așa.
Ok, deci ăsta este maximul. Și acum ridic așa. Da, e puțin problematică treaba, dar eu cred că ne descurcăm. Strângem. Luăm și pe asta. Hai că nu e, nu e chiar așa rău, este? Eu zic că merge bine. Ating acolo un pic așa. Dar, cred că e în regulă. Chestia e că stăm... Ah, ba da, uite, pot să și rotez de la cablu. Oh, parfum. Parfumel. Păi dacă am putut să fac și chestia asta, vă dați seama, easy. Și mai avem una aici. Ah. Aia a fost. Extindem. Hai și pe tine. Nice! Concrete the ceiling. Ah, și acum vin cu cealaltă. Auto-i ceapa mamii ei. Hai. O să îndrept excavatorul. Vreau să-mi îndrept aici și brațul. Așa. Vezi? Mici decât o singură șenilă. Ca să pot să-l urc. Gata. Bun, e perfect. L-am parcat corespunzător. Hai să-l facem și pe ăsta. Mama, atât de puțin și termin. Mai fac eu poze de când în când. Bun, hai înapoi. Acum, ia să vedem dacă eu trebuie să pun aici. Eu cred că ar fi bine să punem fix cu alea. Că nu, din câte am văzut, ăsta nu funcționează foarte bine dacă e aproape, știi? Așa. Aici în spate... Este că avem un buton special de treaba asta. Cred că pe work mode. Da, 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 da. Ia. Yeah. Asta e. Deschidem acolo trapa. Deschidem și brațul. Și acum trebuie să mă dau jos. De asta se cere o echipă întreagă la o astfel de operațiune. Iar eu aici, sincer, nu prea mai știu ce beton mai am. Pentru că dacă... Nu mai necesit așa mult beton, parcă n-aș mai da un 20.000 ca să încarc, știi? Dar hai să vedem dacă e suficient ce mi-a mai rămas în betonieră. În betonieră mi-arată că ar fi cam un pic peste jumătate plină. Deci cumva, cumva am cam avea treabă de făcut. Hai. I-am dat-o. Fraților, avem beton. Ok, avem beton, avem valoare, avem materiale de valoare. Hai. Deci, avem extinderea acolo. Hai să executăm marea extindere acum. Și punem sus. Nu vrea asta. Ala-i. Complicat brațul, știi? Am multe controle pe joystick plasate și e mult până îți dai seama care e care. Este o leacă că o să-l trag o leacă așa. Nu știu ce de la jumate, nu prea vrea el. Hai. Ala-i mă, hai că a mers. Gata, am dat-o și cu ăla micu. Și acum extindem. Jumate din butoane funcționează cu jumate din braț și altă jumate. E. Bun, hai în față. Aici probabil o să trebuiască. Hai sus. Lasă-l. Mamă, ce fac eu că el a sărit în halul ăsta. Și acum posibil să trebuiască să ne plimbăm. Unde e cu verde, acolo trebuie plimbat.
Am dat și pe jos un pic. Aha. Un pic extindere și aici. O, cade sus. Vai, cât de complicat e! Jesus! Așa... Deci... Și dacă vreau un jos, dacă vreau un sus... Și vreau strânsă... Ala-i! Strânsă! Așa, strânsă! E bun. E bun, dar e complicat. Mamă, vine noaptea! Vine noaptea și nu mai văd munca. Păi, oare mai trebuie, mă? Bun, un pic de strâns și aici. Ce pretențios e, bă, băiatule, trebuie să acoperim tot, fii atent. Deci aici n-am ce să mi fac, trebuie să o ridic o leacă. E foarte anapoda, e peste mână, știi, să faci atâtea multe mișcări doar cu... Doar cu joystick-ul și cu drăcia asta de braț care funcționează dubios. Oh, măcar am scăpat de colțul ăla, jeez, man. Bun. Hai la mine. Sus. Și nici camera nu ajută. Aici am o bucățică, gata. Oh, gata! Oh, în sfârșit! You have advanced! Nice! Clear the construction site. În momentul de față avem 83% făcut silozul. Doar atât! Mai trebuie două lucrușoare, dar hei, am făcut 433.000 de euro, ceea ce vă rog frumos. Este foarte, foarte mișto, fraților. Și acestea fiind spuse, noi o să ne vedem data viitoare. Până atunci, o noapte bună vă doresc și v-am salutat mai bine.